Vă salut și bine ați venit la un nou tutorial de pe canalul YouTube Eurogames. În acest tutorial am să vă învăț cum puteți băga reshade-ul sub numele de DirectX 11 fals sau falsul DirectX 11, tradus în română, numele original fiind Fake DirectX 11, în Euro Truck Simulator 2. Este vorba practic de un mod de reshade ca orice alt reshade, numai că acesta simulează perfect DirectX 11. Deci este un reshade, aș putea să spun, inedit, ceva total diferit. Și aș vrea să vă arăt cum puteți să-l instalați. Bun, deci intrați pe orice browser Google și scrieți reshade shad.me și apăsați Enter. Bun, vă va da pe acest site download și apăsați aici download și automat vi se descarcă. Eu am deja descarcat, de asta o să apăs cancel, dar dumneavoastră veți apăsa save și vi se va descarca această treabă. Bun, după asta ați terminat cu internetul, tot ați descărcat. Bun. Apăsați două clicuri să deschidem setup-ul și aici vă va zice în felul următor: Select game to install to or uninstall from. Adică cu acest reshade puteți și să instalați și să dezinstalați, după cum spune aici, reshade-ul, cu acest setup de reshade. Dar noi vrem să instalăm. Mă rog, prăjitura este aceeași, dar nu ne încurcăm prea mult. Apăsați click pe asta și selectați jocul. Cum faceți asta? Vă duceți unde aveți voi instalat jocul, ori în C, ori în E, ori în F, mă rog, unde aveți voi instalat jocul Euro Truck Simulator 2. În cazul meu, l-am instalat în disc D. Euro Truck, bin, neapărat 64 de bits. Pe 86 nu știu dacă merge sau nu, că n-am încercat. Însă eu pe X64, pentru că așa am văzut la toți ceilalți și plus că pe deasupra am 16 GB de RAM. Și selectați Euro Truck. Automat în urma acestui setup o să vi se facă fișierul acesta, pentru că voi nu o să-l vedeți dacă nu aveți încă acest reshade. Ei, o să vă apară doar ăsta și îl selectați. Deschide. Automat s-a selectat. Apăsați DirectX 9, apăsați OK sau da, mai bine zis că ăsta este în română sau cel puțin în cazul meu, și aici tot da apăsați și așteptați să se descarce reshade-ul. La mine merge mai repede pentru că am mai făcut treaba asta odată și automat din start identifică fișierele acest reshade și nu mai trebuie să mai faceți altceva în plus. Dar la dumneavoastră, ținând cont că nu aveți încă acest fișier, o să dureze puțin cel mai greu, dar nu e cine știe ce, nu vă pacientați. Și o să vă apară acest fișier. Dumneavoastră ce trebuie să activați este atâta. Bineînțeles, ca să vedeți foarte bine, puteți puneți pauză la videoclip și să citiți cu mare atenție și să activați și dumneavoastră ceea ce am activat eu. Deci, trebuie să activați. Deci, mai întâi o să vă apară toate astea activate, ca să ne înțelegem. Absolut toate astea o să vă apară activate. Apăsați Uncheck All și vi se dezactivează toate. Și după aceea începeți să le activați exact după cum urmează. Ambient Light FX, o activați. Mergem mai departe. Activați CRT Curves. Nu vă gândiți la prostii, dragii mei, ca să nu mi-o copyright. DPX AE Adaption Fake Motion Blur Filmic Anamorphic Sharpen, mă rog, nu prea le-am eu cu engleza. Filmic Pass FXAA Levels, Lift Gamma Gain, Luma Sharpen
sau sharpen, mă rog, cum se mai citește în engleză. Așa. Technicolor. Deci ăsta, să nu-l confundați cu ăsta. Deci ăsta. Și V-Brains. Tot așa, să nu-l confundați cum am făcut eu cu treaba asta, ci V-Brains. Deci ca să vă dați seama foarte bine ce trebuie să activați, pur și simplu puteți să puneți stop, pauză la videoclip și mai bine vă faceți treaba. După ce ați terminat de selectat, dați OK. După asta apăsați Edit și dumneavoastră nu mai trebuie să mai faceți absolut nimic. Eu așa am văzut pe internet. Selectați Performance Mod. Acum n-am încercat reshade-ul și cu opțiunea asta dezactivată. Dar eu așa am văzut pe net și na, m-am luat direct după internet. Apăsați Performance Mod. Așa, opțiunea asta o să vină dezactivată, însă eu am preferat să-mi arate și FPS-urile în colț, câte FPS-uri am în joc. Show clock. Probabil ți arată de cât timp ești în joc, n-am idee, dar nu mă interesează. Și aici la actorii vede tutorialul, dar eu nu știu ce tutorial, n-are rost. Deci apăsați, activați asta ca să-i dați un skip. Și automat îi dați OK. Și după asta o să vă arate aici, successful. Eu nu o să-i dau OK pentru că deja am reshade-ul instalat. Bun. După care, automat, o să vă apară așa ceva și cu așa ceva. Deci astea două fișiere o să vă arate atât, ce sunt marcate cu albastru. Reshade Shaders și cu Reshade. Bun. Fișierele astea sunt separate. Nu vin cu setup-ul pe care l-am făcut noi adinioară. Deci astea se descarcă de totul și cu totul altundeva. Bineînțeles, o să vă las link în descriere. Nu este absolut nicio problemă. Haideți că vă arăt de unde am descarcat. Numai să dau pagina mai încolo să nu vedeți că mi-e când dă YouTube-ul copyright, că va intru pe YouTube, că PLM, că etc. Bun. Și aceste fișiere, deci toate aceste fișiere 2, 4, 5, pe care le-am aici, le veți regăsi aici, dacă descărcați această arhivă. Pur și simplu download, free download. Așa, așteptați și vi se descarcă și o să vă apară această arhivă. După aceea închideți tot așa netul. Dezarhivați treaba, mie mi-apare ce mi-a apărut pentru că deja o aveam dezarhivată și vedeți treaba asta. Pur și simplu dați copy, intrați tot așa unde aveți dumneavoastră TS2 instalat, Eurotrack, bin, x64, lipire. Și mie o să-mi apară treaba asta deoarece deja li-am. Dar dumneavoastră o să vi se pună direct fișierele aici. Deci sper că ați înțeles ce și cum. Acum să intrăm direct în joc. O să mut aici scena ca să vedeți și dumneavoastră jocul. Și acum vom intra în Eurotrack Simulator 2. Numai să așteptați un pic că durează până se deschide jocul. Bun. Gata, am intrat. Mie deja mi-a apărut sus în colț că reshade-ul s-a activat, bla bla bla, tralala. Bineînțeles, dumneavoastră n-ați văzut pentru că mi s-a activat scena la OBS greu, însă o să vedeți, nu faceți griji, oricum nu trebuie să faceți nimic. Bun, deci deja observați că fundalul și, mă rog, este mai albastru. Haideți să intrăm în joc ca să observăm diferențele, bineînțeles. joc.
Deci deja acest reshade este activat, sunt cu totul și cu totul alte culori. Bun. Meniul reshade-ului se activează apăsând tasta Home. Bun. O să vă scrie și sus exact când intrați în joc, dacă sunteți atenți. Așa. Și eu în, pe internet, la mulți alții, am văzut doar astea setări activate. Bineînțeles, aceeași treabă am făcut și eu și aceeași treabă faceți și dumneavoastră. Activați setarea Curves, Lift Gamma Gain, Ambient Light, Film Mic Pass, Level și atâta. Bun. Dacă dumneavoastră doriți să mai încercați alte chestii, încercați unui biot. Spre exemplu, dacă dezactivez levelul, o să vedeți că s-a aprinde o leacă lumina în joc, se deschide jocul, cum s-ar zice. Aici mai mult ambient. Uite, se observă diferența dacă îi să fac așa într-una la fiecare în parte. Uite, aici e mai portocaliu, aici e mai albastru, aici e mai deschis, mai închis. Ia să vedem și lăsti ce se întâmplă. Uite, alte culori. La asta nu-s prea bug de seamă, motion blur. Adaption. Da, deci se observă multe chestii, dar... și uitam, s-a activat și opțiunea asta V-Brains. Așa, deci să aveți activate aceste opțiuni pe care le vedeți aici, inclusiv și asta. Da. Bun, și cam atâta. Restul, da, eu așa. Ia uitați, ia uitați, o diferență foarte mare. Dacă dau la Luma Sherpen, pe care n-am activat-o pentru că așa am văzut și pe net. Dar, mă rog, dumneavoastră puteți să testați. Ia uitați cât de clar se face tot. Spre exemplu, uitați-vă aici unde este săgeata. La skin, la mânerul portierii și chiar și la ornamentul ăsta din crom. Uitați-vă acolo, când apăs, iau ce diferență. Parcă totul este mai clar, mai texturat, mai bine făcut. Când dezactivez, parcă se face așa o pâclă mică de ceață, de ca și cum te trezi dimineața și vezi mai în ceață, așa, știi tu, cum ești somnoros, mă rog, ca de obicei, până îți revii. Deci, ia uitați ce diferență. Ia uitați. Strigător la cer diferența, oricum. Deci diferă absolut orice. Bun. Și ca să dezactivați treaba asta, apăsați pe Home. Ia să vedem dacă avem o diferență și în interior. Cu această opțiune Luma Sherpen. Da, dacă vă uitați pe aici sau pe aici, se observă bine textura pielei volanului, dacă este activată această opțiune. Dacă este dezactivată, parcă nu prea, parcă tot într-o ceață așa mic, na, cum să zic. Uite, și în bord se vede mai bine dacă este activată treaba asta. Și gardul iese mai în evidență dacă este activată treaba asta. Și copacii. Deci, mă rog, ați prins ideea. Cam atâta cu acest mod, pentru că deja videotutorialul este de 14 minute pornit. Sper că v-am ajutat, sper că ați reușit și dumneavoastră să instalați acest mod de grafică, care se numește Reshade Fake DirectX 11. Acesta este pur și simplu un alternativ până când, bineînțeles, se va lansa noul DirectX, Doamne ajută, în Euro Truck Simulator 2, oficializat, bineînțeles, de către SCS Software. Până atunci, vom merge cu alternativa asta, Fake DirectX. Acum, ce mă supără pe mine este atâta. Deci nu au putut să lanseze mai devreme acest reshade, pentru că este el un reshade ca toate reshade-urile, dar acesta totuși este un diferit.
Nu este ca toate celelalte, ca și nume, că mă rog, multimoduri de grafică se numesc reshaderi. Da, acest reshader este chiar unul foarte diferit. Și nu înțeleg de ce nu au putut să facă acest reshader mai devreme. Da, mă rog, în fine, nu mai contează. Deci, cam atâta. Am auzit de la mulți alții, nu știu dacă este adevărat sau nu, pentru că eu am calculator puternic, nu am de unde să știu, dar veți vedea voi. Căci că scade FPS-urile considerabil. Băi, bănuiesc că da sau poate nu, n-am de unde să știu, voi o să aflați în momentul în care o să activați reshade-ul și, mă rog, ce să zic. Acum, eu n-am de unde să știu dacă scade sau nu, pentru că am PC puternic, automat mi-i rămân la 60. Dar mai că aș bănui de altă parte că eu aș crede că ar scădea, dar știți de ce? Pentru că una să fie mod de DirectX 11 fake care aduce texturi, grafică, lumini, tralala, și alta să fie pur și simplu ceva default de la SCS. Ei, în fine, să lăsăm vorbăria că s-o făcut live-ul prea lung. Deci, o să aveți linkul de la acest mod în descriere, linkul de unde descărcați acest setup, tocmai ați văzut, și linkul de unde veți descărca această arhivă. Aceste două linkuri le veți avea în descrierea acestui videotutorial. Tot în același timp, acest videotutorial o să fie postat pe canalul meu de YouTube, la secțiunea playlist-uri, în ETS2 și în tutoriale. Pentru că acesta nu este un gameplay, este un videotutorial și în același timp acest videotutorial are ca scop gameplay-ul cu ETS2, ca să pot zice așa, grafica. Deci este vorba despre un joc pe care îl jucăm cu toții, foarte popular. Nu este 100% un videotutorial în sensul faptului că nu se leagă absolut nimic de jocuri, că dacă e să iei de altă parte, da, e 100% videotutorial cum m-am jucat, dar dacă e să iei de altă parte, nu este pentru că, na, nu m-am jucat, dar totuși e vorba despre un joc. Și în cazul ăsta o să fie postat și în playlistul videotutorial, dar și în playlistul Euro Truck Simulator 2. Bun, sper că reușiți să instalați acest mod. Dacă ați reușit, puteți să dați, chiar vă rog eu mult, un like, un share, un subscribe, plus clopoțelul. De asemenea, puteți să-mi și comunicați dacă ați reușit sau nu, măcar ca să știu. Și ce să mai zic, spor la joacă, cel puțin până când va lansa SCS-ul acest DirectX, dacă nu-l va lansa, mă rog, avem acest fake DirectX și mă rog, oricum, eu bănuiesc părerea mea că e cel mai bun reshade din toate. Așa că acesta va rezista o leacă în ETS-ul meu, cel puțin până când va veni noul DirectX oficial. Bun, deci cam atât cu acest videotutorial. Eu am fost Eurogames, la revedere!